Mă duc la hoță și la criminalii ăștia, pitică. Du-te și spune-le, gătați odată, mă, ce-i lucrarea. Ce-i gătați, că dacă îi grăbești nu mai lucra bine. Nu, nu, nu. Trebuie lucrat încet, frumos. Încet, cu teabă bună. Da. 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 Numai vii la noi. Ce pun ăștia, mă, mâncați așa de tăsut? La mine sună mâncați așa telefonul așa. Ce? Uitați-vă, acolo am dreptă, bam, 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 când m-a băgat ăla, mă, să văd, o să nu se aștept pe aici. M-aș șupit pe acolo. Uite-te cât material s-aruncă. Ia uite cât material, salut! Uitați ce de material s-aruncă în cavaș. Ia! Ăsta e în jos. Ăsta e drept. Ăsta nu e drept. Ha? E drept? Ha? Sau așa văd eu? Așa vezi tu, așa ți se pare. Da? Ce lucră pocăitul? Nu-i într-o dungă, nu-i lăsat așa cu boltă. Serios. Ori eu așa văd eu. Cu boltă. Așa este. Așa este cu boltă. Mă, băiatul meu. Ia vin câinii, ia. Ele e vin. Ai văzut unde? Bă, ați lăsat ăla plin de căcat pe aici. Ce-i căcat? Și-o pârlă, e câini. Ai fost aici ieri? Păi n-am pus eu ăla. Păi n-am pus eu ăla sus, la ușă. De căcat? Un din ăsta. Căcat câinii. Păi da, bă, auzi. Bun, ies din ăla, mă, mâncați așa, că intră, uite ce-o făcut sunt aceea. Placa, după aia vine și urlai numai de-a... Ce-l făce? Nu mă lătași, o placă trebuie pusă normal jos. Dar dacă ploua... Și ce-i dacă ploua? O iau un car de placă. Nu, bine. Dar pun ies din ăla de mâță, din aia, să apere când... Bine, vezi că tu vorbești la mișto până te-a căț acolo mărul ăla. Care, mă? Uite acolo. Mără, mără. Pune-te. Hai să mai punem două bucăți aici, că... E gata, mă, la fix nu am la fix. Păi zis că mai trebuie ureche rigips. Aia, da. Mai trebuie un pic. Aici l-am făcutit chiar plus minus. Eu nu pot să-ți iau materiale în plus, mă. Tu ai zis că nu știu ce, dar mai bine mai iau o placă dacă e la odică. Da. E bine, așa. Așa pare mai mare, mă. Pare mai mare. Dacă nu, cum trebuia să vii? Teșit, așa. Teșit. Și arăta, nu mă, părere după aia. Aici, astfel drept până aici, Ani. Aha. Și aici, nu, de mic. Îți dă de aia de mic. Îți dă de aia de mic. Dar uite ce vreau să arăta așa. Și la doi. Pare mare aici. Da, bă, oare cu cât îi lucră ăla, bă, fii atent, că dar nu plătește, mă, 25 de milioane pe zi. Mi-e atât am eu luat, mă. Și bumperul, și aia, și ăla. Și ăla. Nu este strig lucru. 25, pentru că ăla lucră cu 12 milioane. Nu cred, mă. Du-te, mă, de aici, mă. Și auzi, dar dacă îl întreb, nu zice. Nu e drept. Ascultă-mă ce spune. Poate să aibă un singur om. Ce tot vorbește, Iurea?
E un singur om, poate să aibă 10 utilaje dacă e un singur om, nu-i drept? Păi nu? Și el când încărcă, încărcă cu ăsta, cu ăla mere. Ha? Nu! Nu, că eu când l-am avut, când i-am avut pe ăștia, m-a luat 25 de milioane pe zi. Da, hai, mă, că de la mare, mă, drum pe din viață, că ăsta era de ziua când din lumea și cum îmi zice. Mare sau ești oare? Da, mare, tipul ăsta, Avram. No, păi tot. Tu, grație, Avram, cum să se mai nască și să se mai nască? Să nu-i, mă. Pământ de ăla, bu. Vezi că ți-a urcat cu două dampere. Da, cu două, cu unul. Cum l-am două bucăți. Unul, mă! Două am zis. E dacă spun unul, ăla-i dampă, nu? E, no, unul din ăla. E, dar eu am filmările, mă. Bine, mă, unul mai mare. Eu am filmările, ce dracu? Două din ăla mare. Bă, dacă am filmările. Unul albastru și unul galben. Bine, mă. Du-te, mă, vezi de treabă. No, bine. Unul singur, ce te vorbești? Nu, mă, unul era copilul pe el și unul era cu excavatorul. E, dar spun eu, ce-i dracu, dar la mine a lucrat aici. Și uite-te, vezi-l pe pocăit. Stă lângă el și-l urmărește dimineața până seara. Tot. La mine când vineam, ia de acolo în ea, că nu vedea, când vineam că erau acolo. Stăteau pe telefon. Nu, da, nu știu ce lucra la tine, Avram. Niciodată. Vezi, ai... Acum a căzut unul jos. În cap a căzut. Da? Mă, la urgență s-a apurat. De unde? De aici? Nu, domnule, ferește să de aici, la altă ăsta. De-aia zic, pe aici, când nu vite să ai că... Te-ai împiedicat un pic, domnule, ferește. Cum ai ieșit o câtă viață ta? Mă, dar ce curaj de pământ este, mă? Așa pământul n-am văzut încă. Așa am avut eu. Eu n-am văzut așa pământul. Ce? Tăt la... Da, la pitic al duce. A? Da. Niciodată să-i dau dreptate la negru, la Lucian. Pa ce? M-ai terorizat pentru 3 milioane jumate, tătă sâmbăta și duminica. Deci ăștia, ăia au fost banii de material, zic ureche. Zic că omul nu înțelege. Nu 3 ore jumate, 4. 4 ore. Nu 3 jumate. Bă, dar și mai chiar și așteptat. Zi, lui, de ce mai trebuie să stau acolo? De ce zic doi bani? Ce vrăjau. De loc. Vezi? De loc. Manglă. Bă, dar acum de ce, că... de ce nu-l băgăm pe Broska? Nu, nu trebuie să dăm la Broska, nu. Ce să-i dat? Dar nu mă interesează pe mine. Ce e ăsta ureche? Care? Ăla? Hai. Da, da, da. Nu, Makita, da, baterii. Bun, hai să discutăm. Fiți atenți, fii atent aici. Ăsta-s gata, e așa, bun. Merem pe tencuială, da. Ai zis că cu 3.000 de euro... Nu, 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 dă-mă întoarță. 4.000 de euro... Că-s 600 de metri, vezi că am spus minus, eu nu zic 600 fix. Bine. Poate 620, poate da, poate 570. Corect, corect. Bine. Corect. Bun. Ca la Rigips. Ok, la bun. La 95 de metri. Bine. Și văd o intrat apropiat. No. Și eu ți-am zis că-s 90. Așa. Nu știți că-s alea sus. De la 95 de metri. Bine, mă, omule, eu ai zi. Deci, ai bătut palma cu mine. Bun, o picat palma. Nu-i mai. N-am bătut nicio palmă. Îți spun. Cum nu? Am bătut palma cu tine, asta undeva în jur de 4.000 de euro vine cu ăla. Îți vreo 600 de metri, ți-o fac cu 34 de lei. Vezi că ai filmare. Am cred că știi că nu... Da, dar în aia 4.000 de euro ai zis că cu tot cu nisip și cu cimen și cu ele ce trebuie. Nu? Ureche. Bă, auzi, deci, vezi că cu voi nu pot să fac treabă, că și la ăsta ai zis, Nelson, atâta te costă și după ce a mai venit Liana cu 10 milioane pentru materiale, încă 10 milioane pentru materiale. Bă, dar aici și cum dar încă v-am dat 4 milioane, 24 de milioane mâncați așa. Nu, o dată a venit, cum e de cum? Nu de două ori? O dată. Nu te cheamă sus.
Odată a venit cu 1000 de lei și eu diferența ți-am pus eu. De 400 de lei sau cât vă? În depozit ți-am zis nu mă iau mai mult. Liană! De câte ori? Nu mă, și odată a venit, eu lăsat bani la pitica. Pentru ce? Păi eu lăsat bani când o mărs de o lua materiale, 10 milioane. Cine o lua? Bă, băiatul, Liană! Nu de două ori le-ai dat bani? Nu dată. I-am dat la ăla, la Marius, la Cosmin. Exact. La Cosmin? Da, normal, când o lua materiale odată, nu știu ce trebuia să iei. Cu? Cu băiatul lui Pitica, mă. Da, așa e. Mie era să vină 10 ori. Înainte. Ai, nu știu, dar tu ce, n-ai fost acasă? Nu, mă, eu eram plecat și mi-ai zis că trebuie să luați nu știu ce ăsta și, dar l-ai așteptat. Aminteșteți. În fine. No, bine, nu, mă, și cum îi las? Ia uite-l. Nu e materiale mea, nu l-am avut. Cu auză, plus, nu pot să știi 100%. Bine. Bine, ce ți-o rămas? Uite de aia asta, tu marcă, ți-o rămas. Auzi, da, ce marcă, ce ți-o rămas? Nică-tă din aia mi-o rămas. Lasă, că ai întrebă jos. Da? Am strâns. Da. Deci eu, la rigips, la rigips. Și ajunge jos. Da. Ăla și ăla de acolo. Uite, doi, din aia, bun. Na, zi, ca să ne înțeleg, să vedem cum, zi prețul. Vezi că cu rigipsul și curea ta, iau materiale aproximativ. Bun, ureche, nu m-am zis așa când face... Da. Nu poți să-ți iau ce eu ți-am zis, ție 90 de metri până 90. O uita 95 de metri. Da. Bun. A luat 30 de coli. Îți 94 de metri. Dar asta nu înseamnă că 95, că acum dacă iei astea să le pui ce-o rămas, să face nici câțiva metri pătrați. Nu, dar le băgăm acum, că mai avem o urmă acolo și e gata. Băga asta să moară mama, dacă nu. Nu mai e nimic. Să moară România, e ciudă. Bă, hai mă să trecem pe asta, mă, să vorbim de tencuială, mă, omule, mă, că eu asta vreau să vorbesc cu tine. Zi. Deci, îți fac tencuială 34 de lei. Dacă ai 570. Dacă ai 570 de metri, eu am zis până 6 de metri, ar veni undeva în 4 milioane, să înțelegi. Așa. Dacă un exemplu ai... Tu ești capabil să-mi scoți încă vreo 600 de metri pe aici, nu-i nerțul. Ce bombardezi pe păreți, ăia metri. Nu există pe. Bă, dar uite-te mă că ai măsurat de atâta, spune-mă nerțul, atâta te costă. Am păi nu stai tu să-mi tencuiești și să măsori 30 de centimetri cu 15, cu 20. Păi dar spune-mi că de-aia... În mare. Mă, nu în mare, fă preț. Dar nu poate să zic că ți-ai că e 180 sau 190 de milioane, că după aia sunt 150. Unde ce aici? Na, văzut cât e doar regul, da. Vine mâncarea pe gât. Așa e, când mă scoici, ești patru. Eu chiar nu mânc în viața mea. Nici nu o să mânc. Bă, undeva timp ăla s-ar fi undeva în 4.000 de euro. Așa. Atâta o să-i costă de învelă pe tine. Undeva. Undeva în 4.000 de euro. Poate să fie 5.000. Nu. Poate să fie maxim. 3.500. 4.100, 4.200. Nu, mă, deja umbli pe deal. Deja umbli pe deal, mă. Atunci știi ce fac? Mai aduc unul care măsură și ăla poate să spună. Corect. Nu? Corect. Fii atent aici la mine. Corect! Mă aduc un ureche care măsură și ăla spune, pe dar tu ai măsurat aici tot și amu nu știi măsurătoarea. Am măsurat. Nu, păi și dacă ai măsurat, spune atunci. Te văd să adică, măsur eu odată. L-ați măsurat odată ureche. Dar nu facem altceva. Ce? Câți metri îs ultima dată? Nu mă, câți metri, tu măsoră prima dată. Dar eu ți-am zis bani, îți vine până 4.000 de euro. Bă, omule, dacă vine 3.500, că auzi, la 3.000 de euro ai fost bucuros să faci afacerea cu mine. Și amu, ce ai zis, are Nelson o groază de bani, stai să-l umpli. Stai seama, că nu, încă mă prind, trebuie să-l arzi cu om. Normal, arde-l pe fraier tu, că de nu-l arde altul. Pune cu camera pe el. Pe nu? Pe el, nu că e cu curbă. Da, se fugă. Bă, ascultă-mă ce spui. Până banii aia vine din curala. Bă, oameni, dacă eu nu mă înțeleg cu voi, n-am nici ăsta, înțelegi? Ni. Eu n-am venit cu mâna goală, ni. Afluenți de Dunăre... Vezi că v-ați dus. Vezi? Vezi că v-ați dus eu. Vezi? Nu, păi nu, că așa ai zis tu, că nu e. Nu, nu e, numai când e gata. Vezi că ăsta e gata. Tu numai când e gata asta, e. Asta înțelegi? E gata. Nu, mâine e gata. Dar de ce mâine e gata? Păi mâine e gata. Dar ce să fac mâine? Să-l bombardez? Păi mâine e gata. Mâine e gata. Aici mai este încă de lucru, bagă mare. Ai zis că mai sunt încă, v-am lăsat să povestiți scurt. Ați povestit? Aproape cât așa să sunteți.
Eu nu-s fraier, mă. Bă, dar no, auzi, lasă că atunci știi ce? Știi ce? Îl aduc pe Belo. Bă, să măsoare Belo. Ce-am greșit la asta? Bine. Bă, ce am greșit? No. Dacă tu nu știi... Un metru, doi metri. Nu vă trebuie să la... Bă, dacă eu locul de astăzi cu el. Bă, omule, dar dacă tu nu știi, eu l-aduc pe Belo să măsoare Belo. Cât e plăcea luat cu tine? 30, nu? Da. Uite-te acolo. Uite acolo. Rămășițe. Bun, mai trebuie să luăm 3. 3 mai trebuie. Aia e camera tehnică. Aia e camera tehnică, da. Treaba lui Luci. Bun. Aici are ochii 94 de metri în etajul, s-a luat 90. Bine, mă, omule, mă, eu vorbesc de tencuială, că pentru asta am venit, m-am dus de... Tencuială, ți-am spus până în 200 de milioane, bine. Înțelege, nu mai rost să... 200 de milioane... 4.000. Jos și... Lasă-mă, pe dai tencuială, dar nu? Voi vreți să-mi tencuim și mal dorțeala. Păi asta cu greu să-ți o tencuim. Pițul, jos și camera aia tehnică de acolo din spate. Așa ai de să faci. Da, da, normal. Dacă tu îți vine aia cu central sau cu ce ți-a venit, trebuie să-ți fie gata. Că trebuie să-ți fie povestit de căcate. No, no, măsurați atunci și spunem, băi Nelson, atâta te costă. Dar tu vrei să-ți pui chiar mie la mie? Mă, omule, ăsta e culmea, mă! Nu mă să mă înțeleg cu tine, Nelson, ăsta-s banii care... Așa-s tu 4.000 de euro. Alo, lui trebuie să vă sor fix, îi zici lumea să luată pe tine. Bă, nu fiți că întrebem eu un metru, doi în plus, în minus, dă-le încolo, că nu-ți eu... Înțelegi? Da? Vezi că e 43 de lei metru? Ei încă nu știu de... Bă, hă? 34. 34 de lei metru? Ți-am luat 40, că ți-am luat 34 numai. Păi nu mi-ai luat 40 pentru că ai pus și golurile de la astea. E, dar atunci ați înțeles? Înțelegi? Ați înțeles să fie făcut eu. No. Ai văzut? Bă, vezi că ai 1000. Tu vezi ce geamuri am eu? E, dar și ce colțuri îți fac eu? Bă, omule, tu vezi ce geamuri am eu? De câte 20 de metri pătrați o fereastră. Ai văzut? Ți-am făcut zădările acolo, unii atât deasupra. No. Unii acolo. Păi, de câte 20 de metri pătrați. Înțelegi? Unde are 20 de metri? Unde ai făcut zădăria? Că aici mi-ai lăsat ăsta mort. Ei, și mi-ai băgat în loc să-mi bagi în ăla, mi-ai băgat scârțitoare. Scoate afară în pula mea. Trage, face curent. Scoate afară scârțitoarea, bagă din ăla. Uite-te acolo sus la zădărie. Vezi că așa e, dar nu te stiu putea. Da. Bă, dar așa e, vezi că așa e. Bă, dar voi deja mă tâlhăriți. Da, uite, frumusețe aici, ce e aici. Acolo ureche, scoate și bagă din aia, trage cu ăla. Nu-mi băga din alea mâncața scârțitoare, îmi bagi mâncața. Da, da, înțelea zădit. Te-ai dat jos, te-ai dat dincolo în cameră. Acolo da. Acolo da. Acolo ați a fost greu să tai din aia sub țâre. Nu mă contai, mă, și bagă aia, acolo vine și paletă. Nu. Aici nu? Acolo da. Aici nu puteai să pui scârțitoare. Nu, e spălăcine. Nu, nu. Ai de astea astea? Nu, nu, ține. Deci am făcut adevărat de chestie. Bă, nimeni nu zice că nu lucri bine, că nu-i mână de lucru, nu? No. Da? Da, stați la povești și lăsați că pe el ar trebui să-l plătesc. Nici o pârlă, câtă lumină intră pe acolo? Unde? Pe acolo intră unde și... Unde vezi lumină? Cucuveaua nopții. Ce cucuvea, că acolo ai paie băgată ăsta, mă, și pe centru cucuvea. Așa, orice. Nu, dar nu trebuie, că mie nu-mi place. Mie îmi place, trebuie să fie oameni. Asta, da. Cum te-am? Șopârlă! Bă, lasă-l pe ăla, mă, eu am venit aici, am mâncat să-și ia, îi sun pe aia. Nu, nu. A, calculez? Urete, cum rezolvăm scările astea în casă? Da? Aici orice se rezolvă. Când ești aici, treaba e bună. Când plec aici, treaba nu-i mai bună. Da. Iar faci cântări. Bandiți ăștia. Pardon. Primasul
Ies, mă, cu tractorașul, cu ăsta, cu ăsta. Așa. Ureche, ce mai trebuie să cumpăr? 3 flanșe iale? Aici nu mai avem bucăți, nimic. Nu avem nimic, nu ce-o rămas. Ai, ce-mi vine pe gât, mâncați așa. Eu. Ce mai trebuie să iau? Hai să măsura să iau. Hai, da. Să-i dau la ăla 1.000.000 cu camionul. La asta de pisă? La... Copilul ăla. Da. Sorin sau Cosmin, nu știu. Ești obosit? Păi dacă de la ora 2 noaptea tu ești pe, cu băieții, pe drum, cu coci în col. Nici de cum în viața ta, eu la 10 dorm. Eu la ora 10 dorm. Ce aici? Ce ne-am acolo? Așa? Până aici? Drept. 2,60 m. Noi să vedem, intră ticul. Ține părintea. 1,23 m, 3,60 m. 3,30 m. Exact ticul. 3 m. Și mai ce trebuie? Spumă mai trebuie? Nu, cam una. Fii atent aici la mine. Am luat. Noi stă de aici. Așa. Tavanul de aici îl pun în pantă. Cât are oare acolo? 1 și 10. Nu. Mi-e trebuie de 3. Să vedem unde de cât este acolo. Și nu se nu te mielțile am când ea pună, că nu o ușoare rând. Să ți le pun cază, că mi-e simpatic. Te pup. Las că n-am văzut. Am, ați văzut, mă, atât a stat până l-a prins acolo. 3 și 20 pe 3 și 60. Mi trebuie 3 coli, cred că, sau 3 coli de tablă și 3 din alea. Dar nu știu cât îți de lat. Stai să măsura aia de la poartă, să vedem cât îți de lat. Se vede, are 1,20. Dacă are 1,20, mi trebuie 3. Să le pun că de lucru acolo și le-a adus. Eu sunt atât. Da, ai îndoit-o. N-are nimic, că eu mă interesează lățirea. Uh-huh. Nu o tăia din ea? Din ce? Nu. 3? Precis, numai 3. Până în capăt. Aia e o colă? Care? Aia nu-i bună. Aia, dar zic, e o colă? O bucată dintr-o colă, nu? Ne trebuie de 3,20. A. Tricol, cât costă? Tot, tricol din ale, tri din ale. Te vă mor să merlin că-s mai ieftine. Hai, mă, niciodată. Glet? Nu, grezie. Aaa, mă, omule, ascultă-mă, stai un pic. Tencuiala ce e ureche? Tencuiala îmi dai din ăla și din ăla. Nu, nu, îți tencuiala și tinci. Cum ai tu și tinci. Cum ai avut un beci. Exact. După aia ți-o dat vopseaua. Bun. Dar mie nu trebuie și... Îți vine gleturi. Îți vine gleturi. După aia vine. Dar nu, eu nu-l dau ăla. La banii nu-l dau ăla. Aduc echipă de gletitor dacă vrei. Pe gletul nu-l dă aia care îți zugrăvește. Ți-e strâmbă o mână de glet, prima mână. Pe tencuială. E că spui eu și după aia vin zugravi. Că dacă îți dădeam și una de glet, atunci ce să remge peste 40 de lei la pătru. Înțelegi? Așa ți-o fac cu 34, tencuiala cu 5. Lasă-mă să explic, lasă-mă cu mine, hai aici să explic. Hai din coace. Și îi spune la aia de pe... Ai dat tencuiala brută, ai dat tinciul pe păreche, îl drișcuiești, îl lași un pic și dai o mână de glet în el crud, ca să nu facă ele rizuri de ele multe, pentru că știi? După aceea să bagi încă două, trei mânuri de glet. Intră și se face direct prin păretele și atunci când vin zugravi, iau mai puțin de lucru, tu plătești mai puțin. Bine, mă, dar stai un pic așa și dacă nu dau gletul atunci și îl dau numai nu... Îți intră mai mult glet. Nu ține mai mult glet. Că dacă îl dau direct gletul, intră în ăla... Și dacă pui și gletul...
Păi încă 600 de metri, că hai că nu punem geamul, că nu dau gled pe geam. Așa rămân vreo 500 de metri de gled. Oricât e mâna din gled, am văzut. Așa, la cunoștință, la lucrurile, vreo 5 lei. No, vreo 5 lei, da. Ai fost? Ce? Drujba și Costă. Ce drujba și Costă? Poți că numai drujba are și drujba și Costă. Bă, dar e cum să curea aia în verde mare. Și unde-s? Le-ai băgat în... Dar-s bune, te-ai uitat, nu le-o străcat. Da? Dar nu, mă, și-am avut aia lungă, mă, care tai cu ea, mă. Aia lungă, mă, care... Ca și-o dă lângă. Eu știu. Și-aia lungă, mă. Trebuie să pui tu și jos și de nu ai timisat. În fine, zi ăsta cu gletul. Păi să fac un alt. Dacă vrei să-ți dau și 100 de grete, îți mai iau încă 5 lei pe mână. Aia cât vine? Bine. Am vreo încă vreo 25 milioane. Ți-e bine? E bine. Și rămâne albă și nu bajă. Și atunci vine 4500 de euro. Da. Înțelegi? Deci nu mă interesează că sunt 20-30 de metri mai puțin sau mai mult. 4500 de euro. Nu, e? Nu-l cunosc. Tu trebuie să vorbești, cred că tu ai nelămuriri. Eu cunosc, eu am lucrat. Bă, dar nu-i mai bine să te înțelegi cum, de la bun început. Bă, la foarte simplu. Bă, nu vrei să lucri. Cine? Tu. Eu? Nu. No. Dar ce când mă tot învârtești atât? Nu mă mai duc la mă, omule meu. Eu am fost om cu el. El dacă mi-a pus să-i fac eu un plus, tu crezi că eu n-am din lungă, pe am din lungă. Deci atunci, urăție, rămâne 4500 cu glet, înțelegi? Cu o mână, din aduce, da. Aduce alea și după aceea luăm materialele. Da, și ce trebuie, un pic de ce mai pe el. Și bani așa, cum ne-am înțeles. Dacă nu ne dai o jumătate, să spunem în camătă la ei. Vă dau o jumătate. Înainte da, și jumătate și vă dau o jumătate și jumătate vă dau acum și jumătate vă dau luna viitoare. Au, zic că să nu se te facă să faci tensiune. Mă duc de aici. Ne-am înțeles? Nu, ca să n-am discuție. Bă, poate vii dau mai repede. Eu n-am treabă. Alo. Alo, eu și cât e ceas. No. Bun, dar vezi că după aceea eu aduc expert. O să-l puți. Eu aduc expert. Ce să fac? Știi unde erau ele? Dar nu mi-aduci nimic. Bă, știi unde erau ele? Ia colonia, erau aruncate. Nu, baie pe jos. Bă, ia colonia. Și-ți arăt... Ce cauți? Stai așa că-ți arăt clip. Ce cauți aici? Dar nu fie o noapte aici. Stai că-ți arăt clip. Unde le-am cules de pe jos? Saci unde șopârlă, saci. Îi strângeți, mă, în cavaș. Când i-am putea apucă să trage doare? Bă, voi vă apucați când vreți voi, ureche. Dacă mâine aduce ele, eu am banii, înțelegi? Ia, ține. Ține să vadă românii. Bate aici, nu? Ține să vadă românii. Așa, stați cu minți. Săracilor care ați crezut 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stați cuminți că este. Înțelegi? Vă puteți apuca? Vă duc pat de campanie, adică ne urmărește pocăitul. Vă duc pat de campanie. Pat de campanie. Da, de campanie, tragem o dină la duș. Ce să zic, eu acum tu ce mai ai de lucru? Ce mai ai de lucru aici? O tavanie ne-a făcut, numai cât mai pui tabla tu acolo și după aia... Ne-adunăm. Ureche, dai ăla că cumpăr și ușa acolo. Pune și ușa în spate. Nu o străbă ușa acolo. Nu? De ce? Ia, e că trebuie murui, trebuie te închid, trebuie să mă ordonezi, da. Da. Când e gata, poți să pui ușa. Da, bă, ne-am înțeles. Da. Ne-am înțeles? Da. Oamenilor nu-ți trimni că-s 4500. Înțelegi? Păi, ureche, asta e. Și după aia aduce spirit aici. Cum? După aia aduci. Experți? Da. Numără eu și anii cât sunt aici, ureche? 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10, îi pui, vă scade la ele 35 și ele 3, așa de la mine. Nu, nu am înțeles. 35, mai trebuie să vă dau la astea, nu? Așa e?
10 scazi de acolo, v-am dat 10 din aia 35 și-o mai rămas 25. Nu 35 mai trebuie să vă dau. 35 mai trebuie, sau stai, cât? Nu, stai, stai și-o. Calculează, mă. Hai să fie treburile bune. Calculează. Numai un pic. Numai un pic. Bun. Mi-a dat așa, afară 23 de milioane. Așa. Plus 5 ție, plus încă 4. Așa. Îs 9. Aia 4 scotie. Nu, aia 4 scotie, da? Scotie, da. 2300. Așa. Plus 5. Plus 500. E, 500 ție. Îs 2800. 2800 de lei. Așa. Bun. Minus. Egal. La cât i-am înțeles? 70. 60, bă, ce 70? 60 ne-am înțeles. Eu îți aduc clipul, deja ne certăm. 60 ne-am înțeles. Sunt mai mulți acum. Sunt mai mulți metri. Da. 70 nu am. Păi, ai, mă, bă, de-aia, bă, de-aia nu-mi place. Ne-am înțeles 60. Mă uit, păcat, dar m-am uitat înainte să fiu un coș. Auzi, cât e 97? 97? Dacă 7, 7, 4, 9. Mai zonată 5-6. Da. Așa e zonată, din 2 ore zice. Cât e 97? Păi zice 5-6. Mă, 63, mă. 63, nu, și ne-am înțeles cu 60. Bun, nu, nu. Am zis să ia 3 scadie. Mă pasă 90 de metri, dar văd că sunt 95 de metri. Hai, mă, deja umbli. Bă, deja umbli. Da, eu ți-am lăsat 4500 de euro fără să mai calculez nimic. 2800 da. De da. Hai să facem. Eu ți-am lăsat 4500 de euro fără să-ți calculez 2 metri. 6300, punem 90 de metri. 6000, mă, pune, mă. Bă, Nelson, vezi că deja sarca e, mă. Băi, unde bine, 6000. Bine. Unde pui motorina? Bine, 6. A lui. Dar nu mă interesează motorina, că tu când ți-ai făcut? Bă, dar tu când ți-ai făcut? Bă, dar tu deja umbli de aici, o țipată asta urechea. Bă, mine nu mă țipat, că nu mă duc eu la el. Înțelegi? Nu pe el pe mine. Nu. Păi, dar nu motorina ți-o pui când faci treaba. 3500 de lei de ai. Nu. Și ți-am dat 13000. 3500 de lei de ai. Nu. Și ți-am dat 13000 și am zis 25 și trimi-i vila zvouă. Trebuie să facă tensiune. Bine, ți-o dat banii mei. Îți mai de 25, ce ți-o vine? Trebuie să fac eu tensiune. V-am lăsat 3 milioane, ți-am lăsat 3 milioane acolo. 25, amu? Sau când mâine? Ce? Vrei acum să ți dau? Nu, mă, când e curat și am venit și ai zis, uite, Nelson, e lucrare, gata. Da, acum e gata, cum mă ne-ai curățăni. Nu, mă, viu când e gata. Viu când e gata. Bă, nu cu voi să moră dacă... Păi, eu acum nu vreau să zic că da. Nu vreau să zic nimic. Ce bani? A? De mie 25 de la broscă bani. Ce? Sunt de 25 de euro. Sunt de la broscă bani. Și mie. Și-am plătit sala bani. Hai. Omule, vezi că e gata. Hai să o să vezi. Hai, hai că curățenie, hai. Dar nu-i gata, mă, omule. Hai, eu nu văd să și e gata, mă. Eu nu văd să și e gata. Eu cred că glumești, mă. Vreau să auzi că vreți să-și dea ăștia salariu. Care sală de păcănele o apuci? Deschide, broască, geamurile. Schis, schis, acolo. Uite-i păstătăt. Bă, broască, uite, bă, hai aici, mă. La ce să-ți dau bani? Uite ce-a făcut sugaciul ăsta. Unde? Tot praful să urcă sus și să pune pe ăla, bă. Și cine trebuie? O mătă, de mă rog, doamne. Ce vrei să-l aspiri, mă? Uite, mă, ce-o făcut. Hai, hai aici, hai să... Bă, dar tă praful, mă, bă, așa să face, mă. Dar ce vrei să-l aspiri? Bă, dar așa să face, nu, acum ce-l trebuie? Ce vrei să-l mătur, mă, praful, mă? Când e gata, mă sunați pentru bani. No. Bă, dar așa să face să mori, uite, mă, șopârlă, bă, mai în casă, mă, bă, să faci. Păi, ce faci, mă, din? Ce, bă, ce ăsta la urmă trebuie tencui, trebuie dat cu din ăla, tot praf-i pe el. Cu cârpă, știi? O, îi prea și mult de aici. O mătură de aia. Și un păraș. Bă, tu faci lucru, tata, tăi, curățenii în lună și vezi. Nii, și acolo, ui, ce-i acolo? Să începem la tencuială, mă. Nii, bă, ce-i acolo? Uite, bă, ce-i aici, bă. Urate, când, mâine când e gata curățenia, viu și vă dau banii. Bă, salut! Nu râde, broască!